Moment emoționant la tenis de masă. A plâns după ce a câștigat primul titlu în România și i-a dedicat trofeul surorii sale, care și-a pierdut viața într-un accident de mașină. Rareș a impresionat după ultimul punct al finalei. Cu lacrimi în ochi, el a făcut turul sălii și a purtat un tricou pe care era imprimat chipul surorii pe care a pierdut-o anul trecut. Părinții au izbucnit în lacrimi. Vreau să dedic acest trofeu surorii mele, Roxana. Le dedic părinților mei. Sper ca cu timpul să putem trece peste această tragedie. La fete, Bernadette a luat 3 medalii de aur în cele 3 probe la care a participat. Câinele i-a purtat noroc și l-a dezmierdat în tribună. Sunt foarte fericită că mi s-a îndeplinit visul, pentru că mi-am dorit foarte mult să câștig la toate probele posibile. Câștigătoarea Ligii Campionilor, Eliza Samara, a abandonat. Ea are probleme cu coloana și se va opera. De un an de zile joc cu infiltrații, cu pastile. Am încercat să evit operația. În luna mai voi face intervenția, iar după care vreau să fiu aptă 100% pentru campionatul european de simplu. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe Pro TV Plus.